decursul zilei de ieri a avut loc ședința de investire a primarului din orașul Vânju Mare, Alexandru Mijaiche. La ședință a participat și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care a dat și va da dovadă în continuare de implicare pentru dezvoltarea orașului natal. Să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Vânju Mare. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ședința de validare a aleșilor locali care au câștigat alegerile din 27 septembrie din Vânju Mare a fost una de bun augur, în care trimiși cetățenilor la conducerea primăriei și-au manifestat dorința de a colabora în folosul comunității. Alexandru Mijaiche a fost investit ieri în funcția de primar. De-a lungul timpului, în funcția de viceprimar, acesta a dat dovadă de implicare în dezvoltarea temeinică a localității și a făcut tot ce este nevoie pentru a îmbunătăți nivelul de trai al locuitorilor. Azi s-a validat în persoana mea primarul, ales în 27 septembrie, s-a validat Consiliul Local al orașului Vânju Mare, cei care pentru 4 ani vom conduce destinele acestei comunități. Vreau să mulțumesc pentru acest lucru, în primul rând, domnului președinte, care a avut încredere în mine și m-a nominalizat ca și candidat al Partidului Social Democrat, pe listele căruia am candidat și pe listele căruia am fost ales. Vreau să mulțumesc colegilor mei consilieri. Așa cum am spus și în jurământ, trebuie să ne folosim puterea și priceperea încât să asigurăm un trai decent, dezvoltarea orașului pentru cetățenii noștri. Încă o dată vă mulțumesc și ușa mea, să știți că este deschisă și pentru cei care au votat Mijaiche și pentru cei care n-au votat. Începând de azi, voi fi primarul tuturor și cred că și asentimentul colegilor consilieri este același, că trebuie să fim consilierii tuturor și, așa cum spuneam, să punem umărul încât bineînțeles, trebuie să fac și această precizare, cu ajutorul domnului președinte, că fără sprijinul dumnealui nu prea văd, așa, să punem umărul și să schimbăm și noi un pic fața orașului în cei 4 ani. De asemenea, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, și-a arătat susținerea pentru Alexandru Mijaiche. Vânju Mare va fi cu siguranță pe mâini bune. Investiții de anvergură se anunță pentru dezvoltarea orașului. Un moment festiv, important pentru Vânju Mare, dar în același timp și foarte emoționant și pentru mine și pentru primarul orașului Mijaiche Alexandru și pentru colegii consilieri care au depus jurământul și pentru cei care așteaptă să fie validați până la ședința următoare. Vă rog să-mi dați voie să-l felicit pe Sandu, pe domnul primar al orașului Vânju Mare, pentru alegerea în această funcție deosebit de importantă. Și să-l asigur și să vă asigur și pe dumneavoastră că, așa cum am procedat în cei 8 ani anteriori, în cele 2 mandate, când zic eu că am fost alături de Vânju Mare, de locuitorii orașului Vânju Mare, de administrația locală, mă voi implica pentru orașul Vânju Mare, să vă asigur pe toți de ajutorul, de sprijinul meu, de colaborarea mea și vă adresa mai devreme apelativul de colegi. Și când spun colegi consilierilor locali, vă am în vedere pe toți. Pentru că toți sunteți din Vânju și toți aveți interesul ca în Vânju lucrurile să meargă din ce în ce mai bine, să meargă în direcția în care zic eu că în acești ani, cu sprijinul domnului primar Rugină și cu o bună colaborare cu dumnealui, am îndreptat acest oraș. Am început în mandatul trecut un proiect important pentru Vânju Mare și pentru toată zona de sud a județului, și anume reabilitarea, modernizarea și extinderea Spitalului Orășenesc. Și cred că împreună cu dumneavoastră, primar și consilier local, vom duce la bun sfârșit acest proiect, care sper eu să se concretizeze într-un spital orășenesc funcțional. Avem un proiect de anvergură care a început în urmă cu un an și ceva și care va continua într-un ritm, sper eu, mai alert decât până acum, care privește modernizarea aproape jumătate din străzile orașului Vânju Mare și vă asigur că nu ne vom opri aici și cu sprijinul Consiliului Județean și cu fonduri europene, sperăm și cu fonduri guvernamentale, să continuăm acest proiect foarte important pentru oraș și, bineînțeles, să implementăm altele. Vă rog pe toți, domnule primar, domnilor și
doamnelor, domnișoarelor, consilieri locali, să nu uitați că nu mai sunteți adversari politici în Consiliul Local. Așteptările mele de la dumneavoastră sunt ca din acest moment să aveți o singură direcție pentru binele locuitorilor orașului Vânjumare. Mulțumiri vechi administrații, succes noi administrații. Eu, Aladin Georgescu, voi rămâne același om pentru dumneavoastră și voi fi alături de dumneavoastră așa cum am fost și până acum. Tandemul Aladin Georgescu-Alexandru Mijaiche, sprijinit de echipa PSD Mehedinți, a dovedit faptul că se poate face administrație performantă în folosul cetățenilor. Aceștia își propun să continue dezvoltarea orașului Vânjumare.